Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Se apropie momentul în care România va face parte din spațiul Schengen, anunță Comisarul European pentru Migrație și Afaceri Interne. Țara noastră și-a îndeplinit, se pare, toate obligațiile și acum se lucrează la aspectele tehnice ale aderării. Legea pensiilor o ia de la zero. Premierul a anunțat că s-a întâlnit astăzi cu pensionarii pentru discuții pe marginea actului. Mișcarea vine după ce reprezentantul Comisiei Europene s-a declarat îngrijorat de modificările aduse în sistemul de pensii din România, care au crescut datoria publică. Dacian Cioloș a fost ales astăzi lider al nou înființatului grup Renew Europe. Din grupul format în Parlamentul European fac parte ALDE, Mișcarea En Marche și Alianța USR+. Conform celei mai recente evaluări, în Bistrița Năsăud trăiesc aproape 700 de urși, în condițiile în care efectivul optim este de 156. Așa se face că în ultimele 16 luni acolo au fost reclamate peste 100 de incidente, în care animalele au produs pagube mari oamenilor. Autoritățile italiene au instituit o serie de interdicții pentru turiștii care vizitează capitala țării. Printre acestea se numără afișarea în public fără tricou, săritul în fântâni sau mâncatul gustărilor în locuri publice. Cei care încalcă regulile sunt pedepsiți prin interzicerea vizitării zonei în care au fost prinși. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.